rasa pitică încălțată, rasa mii de flori. Este o rasă experimentată în Belgia. O cresc de aproximativ 10 ani și dețin mai multe culori. În imagine avem porțelan pe roșu, campion și alb-negru, cobalt și arab. Care se vede foarte bine. În general sunt niște păsări destul de sensibile, trebuie crescute pe suprafețe uscate, să nu pătrundă umezeala la ele. Datorită faptului că încălțările trebuie să fie foarte bine protejate de frig, de umezeală. Și pentru această rasă, într-adevăr, încălțările trebuie să fie deosebit de frumoase, să arate foarte bine. La fel și penajul, desenul, corpul, gâtul bine arcuit, o coadă. Coada să fie, într-adevăr, destul de scurtă, nu foarte amplă. Și, în general, am evitat să cresc porcoși care prezintă o coadă formă de secere. În general, coadă mai simplă. Nu este o găină pregătioasă din punct de vedere al mâncării. Boabe, porumb, floarea soarelui grâu. Și, în rest, are nevoie în permanență de apă. Găinile ouă, în general, până la 200 de ouă pe an. De obicei, foarte greu mai cad cloșcă și ouăle, în general, le folosesc și le pun la incubatoare pentru a scoate mai mult. Deci, incubatoarele rămân baza pentru această rasă.